începem adică am început această excursie cu Răzvan și cu mașina. S-a dat 1000 de mărci. Care s-a dat 1000 de mărci pentru review, iar copilul un mix. Găina electrică. Dansul găinii mai încolo. A, Liviu făcea dansul sticlei, mai ții minte? Da, ca să ții minte. Era frumos. A, da, trebuie menționat. Aceste accesorii îi aparțin lui Liviu. Puteți să-l întrebați pe Oli care a fost de la ce a pornit această. Ceva frumos. Am trecut de un moment important din viața noastră. A fost verificat portbagajul. A fost verificat probabil. Ideea e că dacă vă uitați la Răzvan, arată a dubios. Din ăla, că da, care are chestii cu bani. Mai pe spate, mai pe spate l-am verificat. Aia... A, dă-te în pula mea, iar mă piși, o fătănia de bere cu aia. Pot să cred. Hai că mai avem una. Mai sunt 70 de kilometri până la Chisinau. Cum vă simțiți, băieți, în calitate de moldoveni? S-a schimbat ceva? Sunt ghini, băi. Sunt ghini. Mergem să ne întâlnim cu ceilalți moldoveni. E pizdeț aici. Și e pizdeț. Andreea. Șampania. De la Smeg. Suntem pe data de vineri 25 noiembrie. Și am început această sesiune. Ori acolo cu laser, adică aici. Și cu tovarășul vostru Red Label. Atât. Toată lumea. Răzvan a zis că dacă mai dea un shot e bun. Ce a zis Răzvan? Da. Nu, nu, nu. What happens in Chisinau stays in Chisinau. Yeah, this is why we take a picture of it. Exactly. Before. I'm gonna roll with a Rastafari. Este whisky la băieții. Scopul acestei excursii este, am auzit ceva că el e cel mai recent. Noi raportăm, vă spunem live. A fost lui. A fost lui el, băieți, prost. La mulți ani, Răzvan. Scopul acestei excursii este că am venit aici la Răzvan. Când îmbătrânești, mai zici nimic. Hai, stai așa, niște. Da. Răzvan, care s-a născut ieri, nu azi, ieri. Bun, și în acest timp este petrecerea burlaților a lui Luca, care se întâmplă într-un timp, Back to the Future a fost un timp foarte relativ. Einstein a spus că timpul e relativ, deci chestia asta se poate întâmpla înainte sau după căsătorie. Timpul e relativ. Da, dar băi, când am auzit pe Einstein, mi-a rezolvat toate problemele. Exact. Tot e relativ. Asta e. Ce crezi tu? Nu există. La televizor, domn? Sunt la televizor, da. Suntem pe vir? Da. Liviu este motivul... S-a numărul 3. Da, s-a bătărit numărul 3. Din cauza lui... Bă, ce pula mea că e ziua mea! Așa. Salut, eu sunt Liviu, m-am prezentat la această mare și grandioasă sărbătorie a lipsei de libertate. Exact. Întotdeauna alături, frate și în propoziție. Da. Ce să zicem? Liviu e parcarea noastră gratuită în orice spot. Cineva a zis că pleacă acasă, Lazar a venit dotat. Bătea la oșpa. Ești la canal. Ești la canal, apă, nu știu. Escape your motherfuckers.
luăm, este vineri seara, început de seara, sau this is the shit. Băieți, sunt energetici. Băieți, băiat energetic numărul 1. Curgea la cap. Și băiat energetic numărul 2. Și Andrei, care chiar e energetic. Băi, auzi, tu să mergi, auzi. S-a deschis, auzi. S-a deschis și... Când am luat. S-a deschis și Olimpia, acum? Cu pizza asta sau ce... Liviu, omul... Cadrul ăsta se cheamă omul cu cârja adormită. Și mișcăm așa, le... Ca să se simte, se simtă trecerea timpului cu cadrul ăsta. Fac bine! Cu Andrei Caraman nu m-am mai văzut de când eram mic. De când s-a schimbat banii. Da, oh. Și s-a schimbat ceva de ceva timp. Băi, nu mai dormim, băi, ce bine. Acum, nu mai dormim. Luca e acest... Super erou, pula mea, care a mers pe jos 2-3 km, că n-am venit acasă. Dă-i bă ochi! Și a mers la 2:30 noaptea. Unde ai mers? Este scopul și un dar, în zilele lui bune, îl vezi. Deci, este asta să ne facem un set de 45 o oră. O oră. Și după aia beculegă. Dacă nu-i dau afară, după aia beculegă. Da. Ia zi și zi, mă, băieți. Să-ți bea peste tot, mă, la modern. Păi, Slavic. Tu ai carte de card reader la laptopul ăla. Să apară un cu fără... 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 Dar spuneți de ce râdeți la toată clasa. Haideți, ducați-vă în picioare și spuneți. A căzut testoasa. Măța? Testoasa? Mâța testoasă. Ia-o pe asta. Bă, tu ești cu muia? GoPro, stop record. No, no. L-am întrebat pe Andrei dacă are un adaptor de la HDMI. Să conectăm un laptop la TV. Elementul. Așa începe Liviu cu cărșele. Bună seara, dragi invitați. Avem specială. Se fac sacrificii să se ajungă aici. Și prin urmare a extorsiunii. Parscă Sărnav, am adus câinile. Avem niște apă. Da. Pentru toată lumea neexperimentată, avem aici, acesta este motivul pentru care am venit aici și acum cel mai bun este acesta. Doare capul pe aia și cu niște apă. Este Igor, e inginerul nostru în această seară. La curățenie de apoi.
Andrei, favoritorul de curățenie. Nu zicem nimic despre Oli, nu trebuie, se știe. Am terminat de excursionat. Live top challenge. Oli se lucrăm în față. Pe Slavic o sună poliția. În continuu sună telefonul ăla. Zic, e mai curată casa decât am primit-o. Mai mult balet trebuie data viitoare. I-am zis lui Slavic. Balet cu alea. Asta e peisajul de după. Asta e peisajul de după. Bine și filmează golanul. Golanul e viață. Străiaște, mâncăm fasolea și ciolanul. Oale, nu mai zic și în astea, băi. Haideți, poftiți. Pe unde mergem, mă? Nu aici? S-a împiedicat de cârja omului. Hrănirea păsărilor e strict interesantă. Ia ce-ți mă băieți, cum a fost excursia pe această dată? Cu minte așa, nu știu cum. Cum a zis tu găinile de aici? Ia găinile. Ce specii? Acesta este zâmbărețul meu de YouTube-ul și nu-l sunt acesta. Bună ziua, Veronica! Ești ca la grădiniță, să trăiți! Exact. Nu, eu deodată borș ucrainesc, clar. Ce înseamnă borș ucrainesc? Borș ucrainesc, da. Adică e borș din Ucraina, iară ca lui Soleanca. Nu, e altfel, eu recomand. Da? Da. Ia zi-mă, Liviu, care e povestea cu prăjitura asta? Pașcă. Parscă. E cam bancă ăla cu vișinele. Aha. Bă, dar a rezolvat-o bine, nu? Că mâncă și pe laterale. Toți! Băiți, cărțe. Două vorbe pentru cei care au scăpat această excursie. Cosmin. Cei care s-au dus. Cosmin. Capul sus. Capul sus, da. Am găsit o bere din, găsit de la Galați. Suntem aici la statua Madonna și domnul care a scos Madonna la plimbare. Sper că am tratat cu spatele, puțin cam rece astăzi. Da. Balet nu prea a fost, dar este a fost de tot. Suntem în parcul Chance.